Salutare, dragul meu, sunt Alin și bine m-am găsit la un nou episod din Build Battle aici alături de Manole. Bă, Manole, ce m-ai speriat, fraier? Cine te-a speriat, mă? Tu. Hai, mă, lasă-mă în pace, mă, că eu nu sperii pe nimeni, mă. Hai să vedem ce avem de... Piggy bank. Bă. Flying pig. Potato. Vreau un potato. Eu vreau un porc zburător. Hai, mă. Păi și cum fac? Păi porc zburător pică sau... Da. Hai, luăm un pink. A, suntem în echipă, mă, stai așa că suntem în echipă și vă luăm așa, luăm... Păi, bă, stai că avem blocuri de-alea, e premium aici, vă-l facem în... N-avem? De ce nu merge să folosesc concret? Hai, de-asta, uite. A, pe solo merge, mă, doar. Pe solo. Hai, înălțăm porcul. Aici, hai. Mai înalt, mă, facem, îl facem și facem de-alea. Păi nu, mă, păi facem picioare într-o parte, le facem așa. Și genul, uite, așa. Păi, da, orientează-l și tu în partea altă, gen, uite, în partea aia. Uite așa, în față. E la mijloc. Păi de ce-l făcuși la mijloc, mă? Dă-l, mă, o țără, mă, în spate, mă! Ce faci, mă? Gata, mă. Păi și cum îl facem, mă? Orientat încolo? În față, în partea aia? 2000 years later. Bă, și hai să-l facem, gen, să facem așa puțin aplecat. Bă, tu ce faci, mă, mâncate jucura ta? Ce fac? Păi aici am în partea alantă, mă, la fine. Păi în partea... Care parte, mă? Încolo, spre unde am făcut piciorul ăla, asta cum ar veni spatele. Și fii atent. Da, mă, lasă-mă așa. Păi și fii atent și-l facem gen puțin așa plecat în față, nu-l facem drept așa, ca și cum ar zbura și e așa dinamic, gen, știi? Stai așa, asta e piciorul ăla altă. Și... Nu doar cum vreau mai în față. Uite, îl facem, uite, așa mergem în partea asta și... De ce e vreo porc zburător, mă? Că nu sunt inspirat. Dar n-am vrut eu. Ba da! Hai. Păi eu ți-am zis, nu da porc zburător, ți-am zis să facem un potato, Manole. Oh, făceam potato. Bă, dar știi cum îmi ieșea cartoful, mă, ești nebun? Da, făceai part potato de la 2D. Păi da, bă, dar mai știi când am făcut ciocanul ăla, că am câștigat cu 2D-ul? 2D-ul iese cel mai, hai să facem un porc zburător 2D. Ce părere ai? Da, mă gândeam. Bă, dar hai, mă, bune, că eu nu știu să fac porc ăsta. Ia uite cât a piciorul are în față. Ia uite, da, mă, da, uite așa. Hai că e mai bine, dacă îi facem și aripi. Mamă, îi fac aripi, fă tu porcul că îi fac aripi. Ul. Luăm ul de ăsta și luăm și de ăsta negru și fac niște aripi așa, mamă, porc zburător. Păi, dar eu nu știu să fac față la porcul ăsta. Păi lasă, tu fă-i corpul. Că eu nici eu nu știu să-i fac aripile, dar ne descurcăm noi. Că noi suntem băieții deștepți și șmecheri și noi știm, noi e designeri. Sau porcul n-are coadă? Are, mă. Are. Păi stai, mă, că porcul are coadă de aia, gen, îi facem coadă de aia așa, rotundă, rotunjită, gen. Mă rog, numai rotunjită nu-i asta. Ați prins voi ideea. Și ce punem pe jos? Că trebuie să punem și pe jos ceva. Bă, și acum pune cubuleț de ăla. În aici, pe albul ăla, ca și cum ar fi ochiul, gen, cubuleț de la negru. Da, sau... da. Așa, mă, și facem și... Bă, stai, mă, că și porcul are și urechi. Dacă nu știai. Bine, nu cum i-am făcut eu coarnele astea, că... Sau, bă... Bă, uita-mă contul ăsta negre. Negre, nu? Gri, așa? Hai, un gri. Eu bă, dar parcă e prea pătrat. Hai, eu, mai... eu zic că mai bine așa, ok. Mai ai puțin din colțuri. Bă... Da, nu, cred că arată mai bine așa, dar mai e din colțuri, că parcă e prea... gen, prea pătrat, asta, zic eu. Așa, i-am făcut fața asta aici, că e cale, ești nebunul porc. Ia să vedem cum arată. Bă, Manole. Da. Puțin cam urât la ochii acolo, dar nu-i nimic, hai să vedem, uite. Decât asta... Uite, asta are brațele înainte. Bă, e ok, da, e ok. Ăsta, da. Să vedem următoarea construcție. Bă, dar vreau și om o perez de aia și uite ce față drăguț are ăsta. Bă, ăsta e good, mie îmi place. Bine, chiar dacă nu prea arată, e la porc, așa, are picioarele cam mici. Pentru un... Mă, mamă, ăsta ce e? Tot porc zburător? Vezi că ăsta are șapă el, e good, e ok, e ok. Adică ăla de l-am văzut, parcă era mai drăguț ăla de tura trecută. Și uite și masa asta cu scaun. Ăsta e da. Pup. Ăsta, uitați-vă ce corp are, are picioarele, bă, ăsta nu seamănă porc. Porcul ăsta înseamnă că e nemâncat. Și unde-i porcul? Unde-i porcul? A zburat porcul. Bă, uite-l aici! Hai, mă, pe bune, ce e ăsta? Pă bune! Bă! Da. Hai, mă, lasă-mă în pace! Bă, ăsta e albină! Ăsta a făcut aripile, a făcut plată și de ce i-a pus o floare în cap? Bă, pup! Bulli, ce sunt aripile alea așa? Ia uite cât a porc a făcut ăsta! Mamă, ăsta, pe ăsta chiar că l-a îngrășat ca pe curcan! Unde zboară porcul ăsta? Porcul ăsta nu prea zboară! Ia uite, asta e pușculiță, mă! Ba da, zboară, că era un bloc deasupra!
Bă, ok. Ce față are? Bă, e cam în față, zici că e câine de la pag. Zici că e cerb. Ia, vezi, mă. Bă, sincer, am văzut și mai faine cu ochii ăștia băgați înăuntru, nu știu ce să zic. Dar uite-l pe ăla care e epic în mână. Bă, chiar e epic, adică, de ce ai pus ploaie, man? De ce ai pus ploaie? Mamă, dar și mi se blochează. Și de ce ai făcut porcul așa? De lemn. Zici că e câine. Porc de lemn. Ia, mă, ce e asta, mă, pisică? Ia uite alele, porc 2D, ce vrei de să face? Păi da, mă, dar eu dacă făceam 2D nu arăta așa, manole. Ești că e goofy. Și alea sunt aripi sau sunt nori? Bă, dar... Bă... Asta, hai să zicem că e ok. E ok, dar... Totuși, asta de aici, de deasupra, parcă e prea mare. Am crezut că am câștigat noi. A câștigat da, ăsta? Am și pe 9. Pe 9! Cu porcul meu. Pe 9! Bă, și-a câștigat ăsta, mă, cu aripile astea, gen așa? Bine, că gen nu arată chiar atât de urât. Hai să vedem acum ce mai avem de construit, ia să vedem. Bă, facem un clopot? Branch, castle, watch. Bă, dar n-am apucat, mă, să... Ia, uite, fac astel. Fac castel. Hai să-l facem, hai să facem niște turnuri și facem aici, gen cu spatele la perete, ca să nu facem un pătrat. Facem stone brick, hai. Da, stone brick și de toate, stone brick și de toate și... D-astea. Hai, fac eu niște turnuri. Uite aici îl facem. Uite aici, fac niște turnuri așa. Puțin mai mari dacă tot. Începem gardul aici. Bă, uite, fii atent. Fac niște turnuri așa mai pătrățoasei. Uite, perfect. Perfect și perfect. Uite așa și acum le înălțăm. Pac, 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 repede, nu foarte înalt. Uite până aici. Și ne bazăm mai mult pe turnuri. Dacă facem turnurile șmechere, nu se mai uite gen că avem un zid în față care e pur și simplu un zid, știi? Și dacă facem niște turnuri tare blană, bună. Are mă nimic, nu știu să fim sănătoși. Păi da, noi să fim sănătoși, dar să și câștigăm arena asta, să nu mai ieșim pe locul 9, știi? Că dacă ieșim pe locul 9, not good. Poate avansăm, poate ieșim pe 8. Și facem uite așa și acum ia asta să vedem ce scări avem acces la ele. Ia, din astea putem să le folosim, uite, astea nu putem să le folosim, astea e partea nașpa, dar cred că o să folosim niște scări de-astea, brick-uri și, da, nu, lemn de-asta nicio șansă n-avem, și purple, da, nu, că nu, n-avem nici purple stairs, bă, n-avem nicio culoare de scări, și nu e mai frumoasă așa, mai ok, mai de Doamne ajută. Și acum, gen, să facem acoperișul, facem de-asta, bă, da, cum faci, să faci și noi un acoperiș fain. Uite așa, nu uite așa, invers, uite așa, așa, să faci tu tot în scări de-astea, gen în care fac eu, ca să, de dark, știi, acoperișul, ca să fie frumos turnul. Bine, sunt 100% sigur că putem face un turn mult mai frumos atât, dar nu prea avem timp, să te limitați cu timpul. Bun, pac, 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 aici așa, gata, și acum vreau să folosesc, uite, teracota de-asta. Ca să facem un acoperiș de la blană bombă, să arate prea bine, uite așa. Dar, nu cred că... Ba, sau zici că e pălărie. Ia stai să vedem. Bă, ce-ai făcut aici? Am mâncat ești gura, da. Ce? Ce-am făcut? Păi, am făcut șmecher, fac de-asta. Acoperiș de-asta, șmecher. Și acum aici, cum să facem? Facem, uite așa, punem tot de-asta așa sau... Nu, mai înălțăm, uite așa, cu încă unul. Uite așa, ia, arată și a ceva mișto. Bă, da, eu zic... Păi, ia, nu. Bă, vezi, ai timp să faci acoperișul la fel ca al meu. Că altfel arată nașpa. Nu știu cum ai făcut, ești nebun. Păi cum am făcut, man? Că e ușor de făcut. N-am făcut nimic. Păi da, e ușor, că nu am uitat la tine când l-ai făcut. Păi dar nu poți să te uiți că cine e o de aia de 4 înălțime cu niște geamuri acolo? Și cam atât? Și după vine un acoperiș normal. Păi de aici să zicem că ar fi puțin mai complicat, dar nu e nici aici atât de complicat. Păi mă, că a ieșit acoperișul mișto. Și acum să facem ăsta. Să punem scara asta cum vreau eu. Turn. Și acum mai luăm de aici încă 3 bucăți și facem uite așa. Și aici. Sau, de-astea, hai că folosim de-astea, așa, uite. Da, arată bine, arată bine, arată bine. Și aici, gen, ar fi cum ar veni intrarea, dar o să blocăm intrarea, că
Na, trebuie să fac și aici în partea asta, la altă, la câte, la două. Du-te, fă turnul, fă turnul ăla. Hai. Mamă, cum s-au pus cările aici. Deci la tine s-a pus la fel. Uite, eu dacă le pune, pun bine. Eu la mine nu se văd bine acum. La mine da, se văd bine. Hai, lasă-mi, fine. Nu contează, mai avem, mamă, un minut. Aaaa, dă-i tare pe acoperiș. Dă-i tare pe acoperiș, pac, 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 pac. Nu. Oricum, nu contează cum le pun, că gen ceilalți nu cred că le văd bine. Știi? Uite așa. Da, să fie, mamă, cine... Bă, dacă aveam să facem doar niște turnuri, eram numărul 1 la construit, dacă aveam să facem doar niște turnuri. Ok, și aici facem, uite așa. Ok, așa am făcut acolo, dar așa am făcut și în partea alta. Hai că avem timp. Bă, trebuia să pui stone pe jos. Nu stone, cable stone. Da, nu, lasă și de la. Repede, 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 repede. Bun, și aici am făcut așa. Nu e cel mai frumos acoperiș, dar e ok. Gata, am făcut turnurile la fel. Uite, și aici vă trebuia să faci cum am făcut și în partea aia. Pac, 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 pac. Și punem de-astea. Și de-asta de stone, așa. Și aici, ca ușă, ca intrare. Am, că eu zic că arată bine. O intrare așa de castel. Nu? Sperăm. Păi, eu așa zic. Turnurile alea. Ăsta a făcut castel de nisip. Da, foarte castel. Bine, a făcut două de-astea și cu o poartă. Bă, e ok, să zicem. Dar la costa de-n față ce vrea să scrie? Și aici n-am apucat să citesc. Bă, dar de ce a făcut toți castel de nisip? Oare așa trebuie să facem și noi? Bă, e ok. A, nu mă, nu. Dar de ce se blochează? Bun. Bă, ok, și asta a făcut turnurile mai groase, de-aia. Și gen a făcut turnuri și lângă intrare. Noi am făcut doar două împărți. Bine că am făcut de-alea să și ăsta unde e castel, mă, mâncați și gura asta. Ăsta e castel, mă, și nici nu poți să intre pentru că e blocată intrarea cu gold. Păi și la noi e blocată intrarea, că pus eu gratis de-alea. Păi da, dar la asta e blocată cu gold. Uite, asta e ok. Asta e ok, da. Un castel făcut în grabă cu niște turnuri așa, bă, să zicem că e ok, merge. Eu aștept puțin aici pentru că nu știu de ce se blochează. Ia să vedem. Bă, asta s-a bazat la fel pe turn, bă, e ok. A făcut doar turnul ăsta. Mă, stai, pup. A făcut scaun de rege. Da, a făcut scaun de rege aici, în interiorul castelului. Scaunul cât castelul. Bă, it's ok. Asta a făcut castelul ăla de pe Speed Builders. Cu steagul ăsta. Bă, e ok. Uite că și în interior a făcut scaun de rege cu gold, cu nebunel, cu dalea. Ăsta ce e, mă? Ăsta e labirint? Aia vreau să zic eu. Ăsta e labirint, mă? Ăsta chiar e castel? Uite, prușă, trebuia să-l din partea asta la altă. Ăsta a făcut o castel de nisip, care nu e terminat. Bă, eu zic că am zis ce nebun până acum. Turnurile, nu castelul. Da, zic vreo. Na, față de ăsta. Aaa, ce mi se blochează, bă. Păi a pus băiatul lavă pe jos. Păi și de ce a pus lemn? Logică, de ce faci pod de lemn pe deasupra lavei? Gen, de ce? Uite, asta a vrut să facă niște... Bă, e o idee interesantă a ăstuia. Dacă înțelegi. Și uite după al nostru. Hai mă, că arată bine turnul. Ia uite, noroc cu pomii ăștia mei. Turnul ăla a făcut de mine. Da, aici, în capul ăsta. Trebuia să faci unul și în fața acolo. Și crezi că m-ai apucat? Păi ce loc am ieșit? 6! A câștigat asta. Bă, asta da, asta să zicem că e ok. A câștigat. Bă, n-am avut noroc în seara asta, dar asta este. Da, bă, băieți și fete, cam atunci cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și nu uitați să ne auzim data viitoare. Ciao!